Binecuvântat să fie Tată, Fiul și Duhul Sfânt de acum și până veci de veci. Amin. Cum au spus fratele, mă numesc Daniel Iconar și vin din Serbia. Mie mama mi română, dar tată mi sârb și eu. acum eu cer scuze dacă fac vreo greșeală, că nu știu așa de... înțeleg bine românește, dar nu știu să vorbesc bași perfect, fiindcă că am mers la școală sârbească și în, cam, în familie să vorbită sârbește și atunci mai bine m-aș fi regăsit în limba sârbă. Mie scriptura acolo ce e lângă mine e în limba sârbească. Dar merg la adunare, la noi acolo în sat de unde vin, merg la adunare românească și înțeleg bine că e sat românesc, dar totuși nu așa de perfect, ce cer scuze. Cum a spus fratele, ca să încep de la început și vreau să îl ridic în primul rând pre Dumnezeu ca să vă spun cum e de mare Domnul nostru și cum poate ca să lucreze, că Domnul nostru o făcut minuni, face minuni și în ziua de astăzi și o să facă minuni tot urt. Pentru el nu este ceea ce nu se poate. În viața mea a lucrat așa de deosebit, fiindcă o arătat cât e de mare mila lui, fiindcă eu am fost, eu nici acum nu mi-s, nici nu mă fac că mi sfânt, dar îmi dau toată truda și silința ca să nu-l fac de rușine pe Domnul nostru, ca să fiu după voia lui. Dar nu mi sfânt, că nu pot ca să, că sfânt e unicul Domnul nostru Iisus Hristos. Când am fost în tinerețea mea, sunt cel de la tinerețe, eu am fost un copil care a ascultat muzica heavy metal. Și voi știți că muzica aia nu-i după voia lui Dumnezeu. Atunci, în vremea, aia, eu n-am înțeles lucrurile alea. Și mireuți cum am băgat așa cu prietenii în muzica aia și toate lucrurile care aduc prin muzica aia lucrurile care îs lucruri alu satana, să spun direct. Alea nu sunt nici de cum apropiate de Dumnezeu. Dar eu n-am știut. Și au fost momentele când eu am devenit ca să atât de m-a făcut de rău, de eu am început ca să devin, ca să fiu antichrist. Și asta mă are ca să spun, ca să vedeți cât e de mare Dumnezeu, cât de mare milă, măcar că am fost așa de rău, s-a arătat bunătatea lui față de mine. Că eu am purtat încă la mine pe geacă, să cheamă așa, ce se poartă, cruce sucită, ca să arăt că nu mi-e slujitorul Dumnezeu. Am vrut să fiu contraș. Și totuși Domnul nu a ridicat mâinile de la mine. Chiar o și fost un period la... Nu știu acum exact câți ani am avut, dar eu cred că am avut la vreo 19 ani, așa ceva. A fost periodul când am vrut ca să-mi iau viața. Și Domnul nu a găduit, că a avut mare planuri cu mine. O știu Domnul ce are de făcut. Și am, am vrut ca să mă mor și Domnul mi -a, a spus nu, că nu-i viața nu se ia atunci când noi vrem, ci când El spune. Și tot așa cum au trecut perioadă în viața mea, pot să spun așa cum am spus, a fost un băiat care a trăit o viață care nu-i bună. Până n-am ajuns în război în 1999. Să vă spun înainte de până n-am ajuns în război, ca și multe lume care crede, am auzit de Dumnezeu, dar m am vorbit cu fratele Manuel, am cunoscut pe Dumnezeu. Că a auzit de Dumnezeu și de a cunoscut pe Dumnezeu e mare diferență. Că multe lume spune că sunt creștin din buze, cu gura, dar a fi, spune că fi creștin și a fi creștin e mare diferență. Și când am ajuns în război acolo, Dumnezeu a lucrat în așa mod deosebit, am fost la Kosovo, când ați auzit de războiul ăla ce a fost la Kosovo. Și noi uh, armat am mers acolo prin căș. Am mers prin căș ca să vedem dacă este cineva ca să nu rămână în căș și ca să nu se întâmple ceva și aleși noi care am fost, eu mai mult m-am uitat ca să caute prin căș de mâncare. Mie aia a fost mai important să aflu ceva de mâncare că a fost problema, n-am avut ce să mâncăm în război. Și într-o casă am dat de un lucru minunat. Vă dați seama de ce? De o scriptură. De o sfântă scriptură am dat într-o casă. Și eu când am dat de scriptura i am luat-o la mine și eu am auzit în lume așa, am auzit că va fi sfârșitul, când va fi, cum a spus lumea. Și am vrut, am fost curajos ca să văd în scriptură ce scrie, când va fi sfârșitul ăla, dar, o fie, dar e de, deja așa că a fost 1999, poate o fi asta, acum vreun sfârșit, acum se apropie sfârșitul și ce o să fie, ce o să se întâmple, nu știu cum, a început să mă ia frica. Și am început, am, primul lucru care am citit în Scriptură a fost Apocalipsa. Și am văzut că nu e așa cum am auzit. Și de momentele alea eu am început ca să citesc zi după zi. Acum cât am întorc înapoi, până n-am în de Scriptură. Până n de Scriptură, ca să vă spun că până nu ne-am dus în sate. Am fost, cum se cheamă aia unde, unde sunt armata? Da. Și Acolo, în 26 martie 99, ne-au spus de dimineață că sarea o să bombardează acolo unde suntem noi. Și eu m-am gândit, și măcar că am fost departe de Dumnezeu, eu iar pe Domnul am întrebat, Domnul Dumnezeu, dar ce o fi? Când de seară au spus că la ora 8 o să bombardează, o să vină avionul și o să lap de bombe, cum o să fie asta? Și am întrebat pe Dumnezeu, care n-a fost rușitorul lui, și seara, așa și fost, la ora 8, au venit, s-a avionul și când au lăbădat bombă din avion, vă dați seama cât e de mare minunea lui Dumnezeu. La 30 de metri, aproximativ, de mine o picat bomba și am rămas viu. Aia e o minune. Atunci n-am înțeles încă că e minunea așa de mare minune, dar vă dați seama ce minune De atunci, cât am fost în timp de război, i-am spus lui fratele, de 64 de ori ori picat bombe în jur de mine. Și niciodată nu au picat normal unde în mine, că n-aș fi fost viu. Numai în jur de mine, tot la, să spunem cum am spus, eu am stat aici, au picat o bombă aceea în curte, acolo în curte, acolo în... Și eu la tot timpul am citit scriptura aia, că prietenii care au fost cu mine, știți ce au spus? Daniele, noi nu știm ce se întâmplă. Vedem că tu când citești scriptura, Biblia, noi rămânem vii. Citește mai departe de Biblia aia. Și am citit, slavă Domnului, și m-am rugat. Asta nu vă spun că m-am rugat ca să mă laud pe mine, că nu mă laud. mă vreau să vă spun să-L înalți pe Dumnezeu cât e de mare. M-am rugat tot timpul la Dumnezeu ca să mă păzească. Că vei, deja am văzut că aici nu numai mâna lui Dumnezeu care poate ca să, care e la lucrarea asta. Că s-a gătat războiul, coștă Dumnezeu, am trecut asta, greumântul ăsta, m-am întors în Serbia, și anul ăla 99, în decembrie, m-am cunoscut cu o soție care și ea acum cu mine slujește cu familia, cum o spus fratele. Și eu când m-am cunoscut cu ea și când ne-am luat noi, eu am spus că te ă, știi ce soție? Eu, fiindcă am fost în război și am văzut mâna lui Dumnezeu ce s-a întâmplat și știu că numai Dumnezeu a fost la lucrare. Eu toată seara, înainte de lucrare, mă pun în genunchi și mulțumesc lui Dumnezeu pentru viața care m-a dat. Eu am spus, tu dacă vrei, te rog și tu cu mine, dacă nu, nu eu nu te oblic, cum tu vrei. Și au acceptat și s au rugat și acum cu mine. Și așa ne-am rugat zi după zi, ani de zile. Ani de zile, vedeți seama, din 9 9 decembrie, eu de-abia în 2007 m-am predat viața mâna Domnului. Și încă tot eu n-am trăit viața bună, ca să nu credeți voi că eu m-am întors la război și am început ca să trăiesc, acum gata, m-am întors la Domnul. m-am întors eu la Domnul. Am fost prea aceea undeva ca să mă apropie, dar Domnul tot a avut mare milă și răbdare pentru mine. Și eu n-am spus să eu până nu m-am întors să Domnul, eu am cântat într-o trupă în lume și am cântat în baterie și am fost așa, am cântat peste toate părțile am, am cântat. Și tot am cântat muzica care nu după voia Domnului. Și când s-a apropiat, o lună de zile până nu m-am predat viața mâna Domnului, soția mea eu am fost atunci în România, am fost la un concert, am avut. Și pe drum m-a sunat soția și m-a spus că mătușa mea a avut o boală. Și dar o las ca să se ducă la adunare la noi, fiindcă în satul unde noi trăim în Serbia, e adunarea unde ne-am predat, și dar o las să se ducă la adunare ca să se roage la Dumnezeu pentru mătușă. Și eu am spus, da, poți, de ce să nu te las? Și aia a fost primul pas când o plecat. Ea, o lună de zile înainte de ce ne-am predat. Și au început ca să meargă toată duminica. Și m-au invitat și pe mine ca să merg. Și mama mea, mă, cred că mama mea acum e pocăită și ea, dar atunci nu au fost pocăită. Și m-au spus, put te și tu la adunare. Tot am spus, las că mă duc, las că mă duc. Dar tot când a venit duminica, ce s-a întâmplat așa și eu nu m-am dus la adunare. Când s-a apropiat două duminici, înainte de m-am dus la o slujbă și rămânea mei ca o săptămână. A venit un concert mare la Belgrad de heavy metal care eu toată viața, ca tânăr, am așteptat să văd trupa aia. Nu-i important cum o cheamă, că nu-i importantă trupa aia. Numai eu m-am -am dus la concertul ăla și la concertul ăla atâta de multe lume au venit, ca să poți să să-ți dai seama câte lume fără Dumnezeu. Că n-am avut loc înuntru ca să suflăm bine cât de mulți, mulți au fost. Și mulți nu au putut să intre înuntru. Și eu am fost, atât am dus de dimineața, ca să fiu în primul rând, am vrut să fiu în față cu ăia care cânte. Și când a început concertul, la treia cântare, deja de la început eu nu mi-am avut sânțul ăla. Aia e probabil, nu că probabil, acum e sigur, și rugăciunea lui soția mea, care deja s-a rugat, s-a rugat deja și acolo frață cu surole din adunarea aia, străbunica mea a fost păcăită, sigur că s-a rugat și ea pe timp când a fost vie pentru mine. Și eu nu mi-am înțeles acolo muzica aia. Și când a fost la cântarea a treia la concert, eu am auzit o voce. Acum vă pot să vă spun că voi puteți să înțelegeți că vocea aia nu e o voce care mi s-a părut. Aia a fost vocea Domnului care m-a spus, Daniel, ieși de aici, că aici nu e locul pentru tine. Și eu la cântarea a treia am spus lui aia care a fost în jur de mine ca să mă dea, ca să mă duc, să mă scoată securitatea afară, ca să nu mai stau la concert. Unde, unde, care mulți ori vrut să vină și nu au putut să se bage. Și eu am ieșit. Am înțeles că nu-i voia mea aceea, dar tot încă nu au fost pașii plecați cum trebuie. Și mie e un lucru până nu m-am predat, s-a întâmplat iară interes, interesant. Eu am cântat, atunci am început, eu am cântat în baterie, dar după aia, anul ăla am, am încercat ca să cânt la chitară și acum eu cânt la chitară, slavă Domnului. Atunci am început și am cântat la chitară și am fost cu prietenul cu care am cântat și știu că mie foarte mult îmi place muzica, dar acum foarte mult, slavă Domnului, că îmi place muzica care de pe Domnul. Și nu mă interesează nici de cum, nu mă interesează muzica altfel afară decât muzica care nu mă, îi dă slavă Domnului. Și muzica aia care am ascultat-o atunci, care am cântat-o, mie foarte mult m a, plic, m -a plăcut chitara și eu am crezut că o sunt. Și știu că am stat, am cântat acasă la gitară electrică și peste bax aia care se acață gitara, am băgat gitara, nu se aude gitara, nu știu ce se întâmplă. Ma, ce se întâmplă acum de nu mi se aude gitara? Gitară nouă, chitară nouă ce-am cumpărat, tot e nou, nu știu ce. M-am dus la prietenul ăla să văd acasă la el, chitara lucră. Iar a venit acasă, iar chitara nu lucră. Așa devreo trei ori m-am dus, am venit. Și știu că am spus, doamne, nu știu ce se întâmplă, dar dacă e asta voia tăia ca să mă opresc cu cântatul să nu mi cânte cântă lume, eu mă opresc, mă te rog, ca să-mi fie chitara să în regulă. Și chitara a lucrat. Și nu mi-am dus. M-am dus la prietena și am spus, știi ce? Nu știu ce se întâmplă, dar nu mi-am sânț la muzica asta care am cântat-o noi. Eu nu mi-am mi 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 nimica. S-a întâmplat ceva. Nu mi place muzica asta. Și sunt ajuns ca să vină evangelizarea la noi în sat. La noi în sat, și acum tot anul se face în timp de iarnă ca de februarie până în aprilie. Și atunci ne strângem în zona Banatul Sârbesc, adunerile care ni sunt în zona aia penticostale, noi tot, toată săptămâna ni se face unde este biserica, acolo se face evanglizare Și atunci avem o, o zi de, de, noapte de rugăciune și avem, o fost atunci, pe timpul ăla a fost vinerea, s-a dat vreun film documentar și, și sâmbătă, duminica, s-a făcut evanglizare unde au fost frații și care au slujit. Și eu marți când am fost la rugăciune, știu că am spus că tot să ție, merg și eu cu tine la rugăciune. Nu înțeles de ce vreau să merg și eu la rugăciune, că nu... adică merg e că știu că asta nu mă poate să fie bine pentru mine. Nu pot să fac niciun rău dacă mă duc la rugăciune. Și marța aia m-am dus, am petrecut vremea cu frații, cu surorile și m-am simțit foarte bine. Și chiar am spus-o fratele, am spus la capăt, când s-a gătat uh, noapte de rugăciune, păstorul care a fost acolo a venit și m-a întrebat cum mă simt. Și eu am spus, mi-e fain, mă simt bine, dar știi ce frate, eu, spus frate, știi ce, eu nu o să pot să vin la voi la donare, că eu vreodată da. Dar eu nu pot ca să fiu la voi, că eu n-am timp. Eu am cu lucru, lucrez și am alte obligații și nu pot. Da, fratele, nu a spus eu, n-am venit să te întreb, da, am venit ca să văd cum ești tu. Am spus marți că nu. Și deja vineri, când au fost la când s-a dat filmul documentar, a fost un film viață după moarte, există și când eu am spus înseamnă și asta mult și noi cum că și noi ni s-o epistole vie că eu pe ăla care a venit care a fost, care a dus ca să dea drumul la film, eu când l-am văzut pe el, eu am văzut în el, în el, o dragoste, am spus eu pot să spun așa că prin fratele ăla că l-am văzut așa m-am întors așa ceva, ceva deosebit am văzut când l-am văzut pe el, am spus asta, nu știu ce, ce este în, în, omul ăsta, dar văd că e, e, lucru pozitiv. Sâmbătă deja, când a fost evangelizarea, eu am hotărât și am spus în mine, Doamne, eu de astăzi vreau să te slujesc. Dar n-am spus lui nimeni, numai lui Domnul. Că știu, că mâine seară, ca duminică, o să se facă chemare de predare și soția mea știu că o să se predea și toți din sat o știu că o să se predea. Mă nu știu de mine. Chiar și am întrebat, dar o las ca să se predea, ca să meargă la donare. A spus, da, te las, nu am probleme. Mă n a spus de mine că și eu să mă predau. Eu am tăcut. Și când a fost duminica evangelizarea și a fost slujba minunată și nu mă zărit niciodată aia. Și când a fost la sfârșit, o ieșit fratele păstor în față și i o chemat, știți cum merge, care vrea să, dacă este cineva să ți predea viața, dacă vrea să se facă, facă rugăciune, pentru el să rumează pre Dumnezeu. Soția când s-a ridicat, eu am adus și copiii cu mine. Fetița atunci am avut 3 ani și băiatul m-a avut șase ani. Și eu i-am luat și pe ei de, de mână cu mine și am ieșit în față. Și am fost cu părul mare, ca să știți. Și toți au stat uimiți acolo în adunare și nu, nu le-au fost în clar, dar știu eu despre ce e vorba. Au, au crezut că poate că eu n-am înțeles bine despre ce e vorba. Și am spus, nu, am înțeles eu bine că e chemare ca să se predea viața mâna Domnului. Și am ieșit în față și cu ajutorul Dumnezeu, aia s-a întâmplat în 2007 -a martie. Și cum am spus, nu mă laud, îl ridic pe Domnul, că e vrenii Domnul. E bine pentru copii care se nasc în familie pocăite, dar chiar și ei trebuie la vremea potrivită ca să se pocăiască. mă vreau să vă spun, să știți cât de mare Domnul, că El nu face deosebire. Când El a avut milă și îndurare pentru mine, care am fost într-o viață, care am fost, care am vrut ca să fiu, cum am spus, un om care contră de Dumnezeu, și El s-a îndurat și o putut ca să mă moară, dacă a vrut Domnul. Am meritat ca să nu fiu viu. Și Domnul nu, a spus viață, în, în, parte, din, în, partea mea ca să fie. Și eu de, de momentul ăla, cu ajutor Dumnezeu, am spus, nu mi un om care îi e perfect, dar îmi dau silința, dai că eu nu mă stau și mă gândesc viața care a fost înainte de trei Dumne fără Dumnezeu, care a fost și viața de când îl cunoști pe Dumnezeu. Și pot să vă spun și eu, cred că voi toți asta știți, fără să vă spun eu. Voi știți că de momentul de când îl urmăm pe Dumnezeu, Dumnezeu e un Dumnezeu care e viu. Noi nu slujim pe cineva de care am auzit numai și nu l-am văzut niciodată la lucrare. Eu am spus, noi care slujim pe Dumnezeu, noi nu cerem să-L vedem pe Dumnezeu în prezență așa cum ne vedem unul pe altul dar îl vedem la lucrare în viața noastră, la fiecare dintre noi, cu siguranță că Dumnezeu o lucra și că lucrează. Numai trebuie noi să ne deschidem ochii, ochii duhovnicești și atunci o să-L vedem pe Dumnezeu cât e de mare. Și cu ajutorul Dumnezeu, eu cu soția ne-am și botezat anul ăla din iunie, după aia a urmat, după timp când a ajuns, să o botezat și băiatul, după aceea s-a botezat și fetița și cu ajutorul Dumnezeu acum toată familia asta parte, îl slujim pe Dumnezeu. Și au început rugăciune, cum am și făcut rugăciune. Au început rugăciunea, mi s-a predat, acum e botezată și mama mea. Tăticul meu nu e încă botezat, dar cântă în acordeon acolo la noi, la adunare, cu mine, că și la mine băiatul cântă în orgă și tăticul cântă în acordeon. Și cred, am încredere în Dumnezeu că și el o să ajungă timpul și momentul ca să se predea și el, ca să se predea viața în mâna Domnului. Și mă rog pentru întreagă familie ca să Domnul lucreze, că eu am încredere, eu am încredere în Domnul nostru, eu nu mi mai mare credincios decât vreunul dintre voi, sigur că nu mi mai mare credincios, dar am mare încredere în Domnul nostru, că știu cât de mare puterea Lui. De atâtea ori am văzut mâna lui. Eu nu v-am spus numai ca să trec la iuțeală și să termin. În momentul atunci când am spus că am vrut ca să mă omor, eu am sărit asta la țală A fost imposibil ca să rămân viu. Eu m-am luat, am vrut, când am luat, am băut medicamente, atâta de multe, de a fost imposibil ca să nu, să, să, nu mor așa de repede cum am, aș fi Și cu ochii închiși, să nu, eu nu mi-am văzut că am pierdut -o tot, mi s-a șters. Eu am mers de în oraș, acolo unde am fost, într-un oraș în Serbia, că am fost la școală, am mers pe jos până la gara de tren. Și când am ajuns la gara de tren, acolo la orașul ăla, trenul, într-un moment merge, un tren merge spre Chichinda, câte Jimbolea, știți partea voastră de România. Și un tren merge spre Belgrad. Casa mea a fost către Belgrad. Numai eu cu ochii închiși, eu nu mi-am unde mă bag. Și Domnul așa a lucrat că eu m-am băgat în trenul care trebuie, ca să ajung, ca să pot, ca să merg la spital. Am fost în Belgrad, unde la uh, spitalul de, de, de armate, unde acolo se ajunge ori dacă ai bani, eu bani n-am avut, ori dacă ți viața în pericol. Dar așa a lucrat Domnul, ca să-mi viața, ca să pot, ca să-mi de astăzi, ca să fiu acum aici lângă voi. Și toată dimineața îi mulțumesc lui Domnul când își dochi. ochii, pentru bunătatea Lui, că noi în ziua de astăzi, câte lume poate ar și vrut ca să poate ca să fie în starea asta care ni noi. Avem și noi diferite boli și de toate, dar slavă Domnului, ni aici, putem ca să ne bucurăm și foarte important pentru mine, cum a spus fratele, nu că eu așa, așa mi s-a învățat de la început la credinței. Eu îi mulțumesc și când am vorbit cu fratele de la Ozin, nu vă ridic pre voi, îl ridic pe Domnul, dar îi mulțumesc Domnului că am spus fratele de la Ozin care conduce la noi, a spus, frate, mă bucur că am aflat așa de repede o adunare sănătoasă aici în Germania. Și îi mulțumesc și lui fratele, și lui fratele Liviu care îți face trudă și vine toată duminica după mine ca să mă aducă, ca să fiu aici cu voi, foarte mult mă, mă bucur că sunt în, în, cu voi în prezența, că suntem toți împreună în prezența Domnului. Dumnezeu să vă binecuvânteze și acum mă iertați dacă cât am și greșit, că acum am păstruși și așa devine perfect. Amin.